Salut Cristi, bună dimineața! Doamne ajută! Doamne ajută, bine ai venit și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp pentru interviul acesta. Cu mare drag oricând. Sunt curios și cred că toată lumea e curioasă să afle cum ai început în online. Măi, cum am început în online? Când exista online-ul ăsta, toți stăteam cumva în el. Dar eu partea asta cu blogurile am început-o în 2007, la modul serios. Acum 7 ani, de fapt, că în octombrie s-a întâmplat asta. Dar eu am început-o nu așa, hai să vedem cu poezie, cu alea, să vedem ce-o fi. Chiar am început-o pe business. Deci ai început Adică ca un business. lucram deja în comunicare, eram în marketing politic, dar nu-mi plăcea ce fac. Adică oricine lucrează în domeniul ăsta știe că la un moment dat ajunge pur și simplu să își borască mațele pe românește de zona asta și așa că în momentul când am descoperit eu blogurile astea și m-am uitat, le-am analizat, am văzut, băi, potențial de business este, dar lasă business-ul, cât e de fain să faci lucrul ăsta. Am stat așa, am stat cam un an de zile să zic să mă gândesc ce și cum, între timp mi-am terminat contractele alea și după aia am dat ca rușii Te-ai pus pe înainte. treabă. Uite că trecut 7 zile. Bine, nu credeam că o să fac atâtea acum. Avem o grămadă acum pe care mergem, inclusiv și pe TV am mers și o grămadă de lucruri. Dar știam că o să fac, cel puțin în ceea ce mă privește, pe barba mea, că o să fac niște lucruri. Corect. Apropo de lucrurile pe care le-ai făcut, ai un moment pe care ți-l amintești când ai avut un eșec care ai reușit să-l transformi cumva într-un lucru pozitiv, din care ai învățat anumite lucruri? Cred că cel mai mare eșec, nu aș putea să zic, uite, ăsta, cel mai mare eșec în ăștia 7 ani, mai ales la început, a fost că pur și simplu n-am întrebat lumea. Deci am început să fac niște lucruri, că eu sunt deștept, eu le știu, le-am găsit pe net, cum zice, am găsit eu pe net și pe Cine net știe? oricine poate să arate Jean Valjean și el e de fapt din față Zimbru, din păr Timbru, știi? Așa. Și n-am întrebat lumea, adică am început să fac primul meu proiect extra blog, a fost porlocal.ro. Și m-am apucat eu să fac cum știu eu, ceea ce fără să întreb, că eram mândru, eram de mine și de mine. Și, în esență, am pierdut mulți bani acolo. Mulți. 10.000 de euro. Deci Pe care aș fi putut bea bere, dacă aș fi întrebat câțiva tovarăși. Dar nu mă duc scapul. și cel mai mare succes pe care l-ai avut? Vorbim profesional, nu? Că în Da. rest, familia la mine e Corect. number one și pe lângă ea, așa, ce mai încape. Și e frumos ce fac profesional, extraordinar de frumos, dar nu are nicio legătură, adică sunt lucruri diferite, așa. Familia pentru mine e de departe cel mai important lucru. Și la asta am fost foarte bun, am o familie genială, senzațională, deci sunt foarte bun. Te Pe plan felicit. profesional, cel mai mare succes, măi, tot așa, nu aș arăta cu degetul, că facem foarte multe, dar cred că cel mai mare succes a fost să mi-aduc o echipă senzațională alături de mine. Deci asta mi se pare fabulos. Nu știu ce Dumnezeu am făcut eu bine în viața asta ceva. De am niște oameni, adică pot să vorbesc despre fiecare om care e lângă mine 3 zile de acum încolo și să zic numai lucruri extraordinar de bune și de frumoase. Asta e mare, mare lucru. Asta e mare lucru pentru că mă întâlnesc cu mulți oameni care lucrează în diverse domenii și asta e cea mai mare problemă despre care îi vorbesc. Mă, că omul ăla, mă, că e bun, dar nu l-aș dea afară, nu știu ce. Eu chiar am stat și m-am gândit, bă, nu că să dau afară, să ceau oricum la noi, nu e cu dat afară, la noi e colaborare, mă. Dar mi-ar fi imposibil să zic, să vorbesc rău de careva dintre ai mei, adică, deși spart la gură și eu, vai, Doamne, mă pornică, oilei, lei, cum scobor la schimb și nu știu ce. Dar asta e cel mai mare succes din punctul meu de vedere. Echipa. Că am reușit, nu știu cum am reușit, cred că am avut și noroc, ăsta e adevărul. Da, și eu bun, așa, în felul meu, și ei, și uite-te că avem o echipă fantastică. Știu că ai un proiect, blogălinitiative.ro, și Da. despre asta e vorba acum. Și care e cel mai mare obstacol pentru voi când începeți să scrieți pentru blog? Când vă gândiți la ce fel de materiale să produceți? Dacă vorbim de Blogul Initiative, Blogul Initiative funcționează ca o platformă pentru blogării. Hai să le zic numai mici, că e foarte enervant termenul ăsta cu bloguri mai mici. Bloggerii care altfel nu prea ajung să prindă campanii, să câștige, să obțină beneficii din blog. Noi am pornit Blogul Initiative acum 3 ani, avem aproape 300 de campanii derulate prin asta, prin platforma Blogul Initiative, dar 300 de campanii sună wow, nu știu cum.
Dar când vorbim despre bani, adică noi în 3 ani de zile am trimis către blogării care au participat la campanie 133.000 de euro în premii. Bani, servicii, bilete, invitații, excursii, produse, o grămadă de lucruri. 133.000 de euro în 3 ani de zile. Un premii care altfel nu prea ar fi ajuns la ei. Ca idee. Sistemul funcționează relativ simplu. Vine clientul, dă brief-ul, bloggerul se uită pe brief, da, zice ok, mă bag, scrie pe blogul lui și după aia se jurezează și câștigătorii primesc premii. Nu e mare șmecherie. Doar că noi am făcut-o la un nivel superior, adică avem inclusiv un sistem de licitație. Adică bloggerii câștigă puncte participând la campanii, acumulează punctele în timp și după care pot să preschimbe punctele alea în niște produse aflate în gift shop, așa îi zicem noi, baza unui sistem de licitație. Adică e o complicăciune, dar e și un mod de a atrage pe blogger și de a... 133.000 de euro în 3 ani, adică, cum să zic, mulți sunt critic, sunt cei care critică, bă, dar voi cu blogger liniște, că nu știu ce trebuie la. Zic, bă, prietene, 133.000 de euro în 3 ani de zile, cumva explicăm ce ai făcut tu pentru ei și Este o mai sumă. discutăm. Ok, deci practic dacă eu am o firmă, să zicem, și am nevoie de cineva să scrie, să mă promoveze pe un blog, apelez la Blogger Initiative, care găsește bloggerul potrivit, nu? Și face matching între. Știi cum e asta, dar putem vorbi, sunt multe lucruri pe care le putem face aici la cooperativa. Asta cu Blogger Initiative, sistemul e foarte democratic, adică tu ca client vrei dai brief-ul și premiul și bloggerul alege sau nu să se bage în Ok, deci campanie. practic se. Da, dacă tu vrei blogger, cum vine câte un client blogger pe o anumită nișă, pe anumită public, pe aia, nu știu, sigur că putem rezolva și oricum îi găsim, că avem, deci noi avem 1.000 de blogger înscriși în Blogger Initiative, dar îi cunoaștem, adică am făcut și pariuri cu multe branduri că nu le găsesc blogger, nu știu pe unde, prin ceva orașe mici din țară. Cum să nu găsim? Uite, acolo, Ionică, Vasilică, Maricica, cum să nu-i știm? Îi știm și atunci putem găsi. Asta e o discuție mai lungă, pentru că mulți clienți vin și zic, vreau și o campanie pe bloguri, dar nu ăla e obiectivul. Obiectivul tău e altfel, altul. Vrei să-ți crești awareness-ul, vrei Corect. să scoți înainte un produs, vrei, nu știu, foarte multe. Obiectivul nu e o campanie pe bloguri, asta încerc să le explic. Că mulți zic, vai, toată lumea face cu bloguri, hai să facem și noi. Păi, sigur că se poate face, adică ți iau banii fără să clipezi. Dar te avertizez că nu e ideea, adică nu e profit ce faci. Exact, ca și cum hai să facem o reclamă ca să o facem. Avem niște obiective finale în minte când vrem să o facem, așa ar trebui. Absolut, absolut, absolut. Adică, în esență, eu asta le explic. Bă, noi avem merele vers. Noi îți vindem mere vers. Ce faci tu cu ele? Ii, cumva, nu cumperi mere vers numai să le ai. Ce treacu? Adică, poate vrei să le pui într-un raft care arată bine. No, deja discutăm, că atunci ți le dau pe cele mai frumoase. Dar poate vrei să faci un tort. Păi ți le dau pe ale mai gustoase, dar uite, mere vers îți dau. Da. Că vin unii și zic, a, au fost foarte mișto campanie, dar parcă nu s-o pupați. Și când îmi zic care a fost obiectivul lor, pe care nu le-au zis înainte că era secret, păi zic, știi cum, tu ai vrut merele mele verzi, nu mi-ai zis ce, eu ți le-am dat pe alea mai mari, mai grele și tu de fapt ai vrut să arunci pe geam, întrecător cu ele. Păi nu-i bine. Eu nu se pupă, evident. Corect. Apropo de campanii pe bloguri, și cum ziceai tu, e o modă acum și lumea, foarte mulți antreprenori vor să facă campanii pe bloguri. Ce fel de campanii se fac de obicei pe bloguri? Sau cum se întâmplă lucrurile? Experiența ne spune că există trei tipuri de campanii care se pot face pe bloguri. Unul e sistemul ăsta Blogger Initiative. Există mai multe sisteme de genul ăsta în România, dar nostru e departe cel mai bun și cu cele mai bune rezultate. Adică sistemul competiție deschisă, concurs între blogger cu premii. Există și campaniile pe bloguri, vrei să fiți niște mere, că tot ziceam. Și atunci încep să cauți blogere. Am nevoie de vreo 5 blogări, așa, care au un public care vrea să cumpere merele astea. Și Corect. atunci trebuie să-i alegi, trebuie să discuți cu ei chestii de bani, contracte și alea, nu știu ce, pentru că aia trebuie să-i plătești direct. Negociezi un fee cu ei și asta e. Ceea ce e foarte greu, în primul rând, să știi care blogger ți se potrivesc. Că aici, eu cel puțin, de 7 ani de zile fac asta și pe echipa mea de 2-3 ani, și nu putem zice că știm tot timpul anumite lucruri. Și noi facem un mic research, deși știm sute, sute de blogări. Și tot e greu. Dar tu care vii și zici, nu, hai că îmi trăim niște blogări, așa, cum îi găsești? Unde? Păi, zice, îi găsesc pe Google. Iu, dar bine, Succes. liniștit, dar durez succesuri Caută, caută. nemăsurabile, da? Găsești pe Google. Deci asta ar fi campanie, concurs.
campanii în care ai ales bloggerii mari, am văzut și am participat și eu la campanii solo-solist, cum ar veni. Adică toată campania era pe un singur blogger și toată forța, tot feeling-ul era pe un singur blogger, dar acolo e destul de complicat, de chiar trebuie să iasă foarte bine campania. Să mai pot face cross-uri între astea, adică faci o campanie gen Blogger Initiative și iei niște blogger mai mari ca să fie jurați și să intre într-un fel de competiție împreună cu echipele pe care le aleg de acolo. Dar cam asta e în mare, adică știi cum e, faci paralela cu ce campanie poți face în presă. Păi și acolo. Cam ori iei un ziar, ori mai multe, ori așa. Poți face proiecte speciale care se... Astea sunt foarte interesante, dar și foarte costisitare, dar foarte mișto. Adică proiecte speciale cu... Faci o campanie pe bloguri, depinde cum vrei tu, pe online și după aia o declin un pic în offline. Sunt foarte interesante niște proiecte speciale de genul ăsta. Astea sunt interesante, doar că evident, în momentul când vorbim de zona de offline și de eveniment, înseamnă niște costuri mai mari, logistica mai mare, dar interesant. Este chiar foarte interesant. Dacă se pupă cu obiectivul, că dacă merele mele verzi n-au nicio legătură cu obiectivul tău, pui ce bani aruncați. Hai să luăm un exemplu concret. Să zicem că am un magazin online și vând haine. Deci magazinul online de fashion, da? Că poate e un exemplu care se potrivește pentru multă lume. Și vin la tine. Adică, în primul rând, am opțiunea de a-mi căuta eu bloggerii cu care vreau să fac o campanie. Stau pe Google și caut și găsesc sau nu-i găsesc. Și la fel, nu știu cât sunt de bun, nu știu rezultatele lor din spate. Nu știu nimic, dar mă duc la nimereală. Asta ar fi varianta 1. Varianta 2, vin la Blogger Initiative și zic, Cristi, uite, am magazinul ăsta online, vreau să cresc brand awareness-ul, vreau să-mi crească vânzările, scopul inițial, sau vreau să am mai mulți abonați la newsletter-ul meu pe magazin, scopul secundar, să zicem, da? Ok. Da. Ce mă sfătuiești să fac? Eu am venit la tine, ăsta e scopul meu, asta e profilul meu, ce fac mai departe? O rețetă simplă sau niște pași pe care i-ai vedea, care ai zice omului, bă, uite, cam asta ar trebui să faci. Evident că detaliile, fine-tuning-ul se face pe timpul și pe barba lui, ca zic așa, dar o rețetă, o rețetă, ok, ai magazinul ăsta, scopul tău este să aduci trafic și pentru asta îți propun X articole care trebuie să apară, pe X bloguri, eu mi-am stabilit ăștia mis bloggerii care se potrivesc pentru nișa ta, că nu toți bloggerii scriu despre toate, sau... Știi? La asta mă refer. E foarte, foarte greu să vorbești așa general. Okay. Adică e foarte greu. Știi, tu zici magazin de fashion. Păi un magazin de fashion e pentru toată lumea, mai. Sau un magazin de IT sau așa. Aia, oricum. Adică ideea e în felul următor. Multă lume confundă bloggerul cu audiența lui. E mare, mare greșeală. Adică vin și la mine și uite, am vrea și noi niște fete, blogărițe tinere, care scriu pe fashion și nu știu ce, și trala, și eu le întreb, dar pe mine ce nu mă vrei? Păi zic, stai mă, că nu, că pe mine mă citesc 47% femei, dintre care cel puțin jumătate sunt foarte interesate de zona asta. Da. Și el zice, stai că nu m-am gândit la asta. Păi eu de ce-ți spun? Că una e audiența și alta e bloggerul. Adică e destul de... Uite-te la mine, adică știi că nu mă vezi la burtă de șapte, mă slăbim, mă, am dat niște chile jos. Dar să vorbim despre chestii de fashion și nu știu ce, ghici că funcționează, tocmai pentru că eu l-am mișto, dar anunț că a apărut ăla, că e ăla, că nu știu ce, că tra-la-la. Funcționează pentru că audiența mea are în componență o chestie de aia, nu bloggerii ține. Și atunci, evident, da, audiența contează bloggerului. Și atunci vorbim despre audiențe, practic, și alea trebuie să le potrivim cum trebuie. De-aia mi-e foarte greu să vorbesc așa general. Dar variante sunt, doar că nu-mi place deloc să vorbesc așa la nivel general. Să pot face foarte multe lucruri. Tu îți dai seama, deci am făcut numai pe Blogger Initiative 300 de campanii. Da, campanii la care am participat și că le-am făcut extra Blogger Initiative. Bag pe consultanță, bag am intermediar relații între blogger și așa și așa. Deci noi chiar le-am făcut pe toate. Nu există campanie, un anumit tip de campanie cu și pentru bloggeri din care să nu fi făcut parte sau făcut chiar noi. Adică soluția există, doar că dacă discuți concret, atunci imediat vin ideile. Ce e foarte important, cum am tuturor clienților care vin la mine, să calculăm extraordinar de atent pragul ăla minim de rentabilitate.
Pentru că multă lume vine și zice, domnule, vreau să îmi crești traficul la site. Păi zic, stai mă, prietene, dar traficul ăla, dacă nu faci niște conversii în vânzări, în ceva, adică cumva să... La ce se întâmplă? Adică n-ai nicio treabă. Și atunci omul zice, ok, vreau să vând, hai să mergem pe vânzări, vreau să vând 10 itemuri de alea și așa și nu știu ce. Și am 2000 de euro. Și zic, bă, nu ajunge. Pur și simplu nu ajunge, adică nu ne atingem obiectivul ăla de nicio culoare. Ca să faci o treabă și, dar nu 10, hai să facem 15-20 de vânzări de item-a, să ar trebui 3500-3700, faci niște calcule, niște previziuni, niște estimări bazate pe ce am făcut până acum, pe ce știm noi. Așa, s-ar putea să nu iasă nici alea. Știi, am fost la o conferință zilele trecute și Costin Radu a zis o chestie foarte mișto. N-ai nici mai mică idee dacă o campanie o să funcționeze până nu-i dai drum. Așa și asta. Exact, exact așa și asta. Adică nu ai de unde dracu să știi că o să meargă, nu o să meargă, poți face doar niște estimări, atâta tot. Vin la voi clienți care întreabă, ok, cât e bugetul estimat? Și tu estimezi în buget. Și următoarea întrebare este, și îmi garantezi că o să am rezultate? Da, cum să nu? Și ce le răspunzi? Mă, știi cum e? În timp, cam 70% din clienții noștri sunt repetitivi. Și ne-am cam armonizat. Dar cei care vin asta cu garantatul, Eu zic exact ce o să-ți iasă, să-ți garantez rezultatele astea, dar te rog să-mi răspunzi la următoarele întrebări. Ai făcut campanie de outdoor? Da. No, cât s-a vândut outdoor-ul ăla de acolo, din colțul străzii? Păi stai, că nu-i chiar. Păi stai un pic, că sunt lucruri diferite. Păi de ce sunt diferite? Păi deci cu outdoor-ul sau campania la TV, că cât s-a vândut? Și îi întreb și lucruri simple. Mi le dai pe alea, îți dau eu la milimetru, frate. Nu că online, nu măsurăm, că nu știu ce, mai prieteni. N-ai nicio legătură. Măsurăm ce se întâmplă. Da. Dar nu, adică... Ja, și în timp lumea să... Sigur că e foarte greu în lumea modernă pentru un om de marketing, de comunicare să facă lucrurile astea. El vrea garanții, vrea nu știu ce, dar nimeni nu poate să dea nicio garanție. Adică e vorba aia celebră și e un mare director de ăsta, GM, în America. Eu știu că jumătate din bugetul de marketing e aruncat pe fereastră, dar problema e că nu știu care jumătate, da, știi? Da, da. Deci așa e și asta. Și atunci încearcă fiecare cum poate și la sfârșit lese ceva. Adică eu sunt o parte din ecosistemul de comunicare pentru orice brand. Nu? Poți să vii la mine și să, dintr-o dată eu să-ți rezolv toate problemele sau... Cu cei mai puțin bani, dacă se poate. Eu vând mere verzi, ce ajută? Da. Păi și zice, eu nu știu dacă mă ajută merele tale verzi. Dar pe asta nu e problema mea. Da. Dacă nu știi, eu pot să spun mai multe, dar atunci hai să ne așezăm la masă, să facem un mic o consultanță, treabă, adică... Eu nu, adică, știi cum e, eu de-aia nu o să fiu niciodată mare businessman, pentru că eu, într-o discuție cu jumătate de oră cu un client care pur și simplu nu-mi place, zic, bă, prietene, nu o să iasă între noi. Deci hai să o lăsăm jos, că nu merge. Adică asta am jurat eu în barbă când am dat drumul la ce am făcut, la toată treaba asta cu blogosfera. Asta nu e o concepție pe care nu o fac. Pur și simplu nu o fac. Nu-mi place de tine, nu simt chimia aia care nu facem. Și nu mă refer la asta cu că vreau garanții sau vreau aia să nu știu ce. Nu, asta sunt absolut firești și să discută și să negocează. Pur și simplu e chimia aia, așa. Adică eu am alergie la aia, nu știu ce. Păi eu te plătesc să... Deci la aia m-ai omorât instant. Nu mă plătesc să nimic. Îmi dai niște bani ca eu să-ți ofer niște beneficii. Adică nu există că mă plătești. Dar nu-s ospătar, nu-s lăutar. Și la asta începem niște discuții. Am avut discuții cu clienți care, ok, și mergem înainte cu ei. Da, adevărul că trebuie să fie un respect reciproc. Omul sigur că dă niște bani și așteaptă rezultate, pe de altă parte, tu stabilești o relație cu... Trebuie să ai o relație, o chimie, să poți comunica cu omul. Dacă de la început ies cântei, nu o să, n-are rost să mergi. Nu, dar eu nu fac de asta, adică mă corect. Plătești, nu mă plătești nimic, prietene. Tu vii la mine că îți trebuie ceva de la mine, nu știu cum să-ți explic. Adică, nu înseamnă că eu sunt mai jos ca tine sau din potrivă, cumva, dacă tu vii la mine, înseamnă că ai nevoie de mine. Atunci... Da, corect. Apropo de blogul Nișativ, aveți multe bloguri de nișă. Vezi rezultatele pe care le obțin blogurile de nișă ca fiind mai mari decât sau mai bune decât rezultatele blogurilor generaliste sau nu? Depinde. Dacă, uite, am făcut niște teste foarte interesante. Am observat în timp că extraordinar de important pentru orice campanie pe bloguri entropia informațională. Asta e un concept de asta așa mai științific, dar nu știu cum se zic mai românește. În esență, entropia informațională înseamnă că cu cât o informație mai inedită, să zic,
într-un anumit context, cu atât entropia crește și atunci interesul e mult mai mare. În momentul când am făcut niște teste pe bloc de bere și pe bloc de cafea cu o campanie pentru o companie de telefonie mobilă, adică nu prea te așteptai pe bloc de bere și bloc de cafea să fie așa ceva. A, tocmai era ideea. Dar dacă ai știut cum să pui... Adică era o fază cu... Bă, imaginează-ți că am scris pe bloc de bere. Stai și tu cu prietenii la bere. Ești în concediu, te doare la patină. Și fotografiești tu acolo că stai la bere și vrei să pui pe net și n-ai net. Na, băi, ce faci, fraiere? Păi, fă-ți abonament. Și în momentul când am crescut entropia informațională, a ieșit excepțional. Mult mai bine decât pe niște bloguri de tehnologie sau niște bloguri care deja erau cam, cum să zic, cam tociți, cam luați la pilă pe ce însemna partea asta de tehnologie și așa, și nu mai interacționa așa de tare. Blogurile de nișă livrează foarte bine pe anumite lucruri. Încă noi mizăm foarte tare pe blogurile de nișă, dar încă parcă nu s-a ajuns la așezarea aia pe nișă cum trebuie. Încă nu s-a ajuns cum s-a ajuns la televiziune, dacă te uiți. Da, La da. televiziunea de nișă deja vorbim de Paprika, Discovery, History, tăi, Exact, care exact. au ai lor. La noi încă un pic mai durează treaba asta, tocmai pentru că știi cum e? Prețul pe care îl plătești ca să te uiți la o televiziune de asta de nișă e un pic mai mare, adică trebuie să rup din timpul tău să stai acolo, să fii lipit, adică în capul omului plătești un preț și atunci se cere mult mai mecanismul psihologic e destul de ciudat. Pe net, cic, 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 nu prea plătești și atunci trebuie o relație mai durată ca omul să zică ok, eu aloc din timpul meu, plătesc Cu timp. din așa și atunci se stabilește o relație de durere un pic mai mult. Dar Practic, noi avem mare încredere. până la urmă e vorba de audiență, de comunitatea aia de care ziceai și tu. Și evident că la un blog de tehnologie, audiența caută probabil detalii tehnice, câți RAM, câți giga, câți milimetri. La un blog de bere, oamenii caută să vadă cât de mișto se pot distra cu berea și dacă e prins și cu chestia cu telefonul, deja e super viral pentru ei. Foarte mișto ideea ta. Asta e interesant, ce am observat noi până acum așa. În rest, noi nu mergem cu toate blogurile pe care le avem la Cooperativa 2.0 full option. Facem tot felul de teste, încercăm să... În primul rând e foarte important să găsești oamenii care... Să găsești soluția care... Dar noi suntem într-o testare continuă aici. Asta e foarte important de înțeles. Și de-aia vine de multe ori lumea la noi. Pentru că zice, bă, aș vrea să fac asta. Stai liniștit că am făcut-o noi, să arătăm cum. Exact. Cerșit. Și așa, și e extrem de important. Din exterior așa se vede, zice, uite, bă, și nu mai scris pe blog de rocker de nu știu când. Blog de rocker e un proiect pe care o să fie foarte interesant pentru că noi o să vrem să facem testul pe blog de rocker, de exemplu, testul de conținut plătit. O să fie foarte interesant. În mod normal te gândești, cine dracu să plătească pentru așa ceva? O să Multă vedem. lume, da. O să vedem, da. Singura chestie care va fi interesantă de văzut și chiar o să urmăresc chestia asta, că sunt curios cum vi se va întâmpla. Cum vreți să faceți plata? Probabil o să o faceți online cu un membership site, ceva de genul ăsta, mă gândesc că vreți să faceți? Da. Inclusiv asta e la nivel de testare, pentru că e foarte, foarte interesant. Am făcut un focus group pe tema asta. Și când am întrebat ce modalitate de plată vrei, PayPal, toată lumea. Dar când e vorba de implementat și faci niște întrebări încrucișate, observi că lumea plătește de fapt cu cardul. Serios. Dar ei vor PayPal, înțelegi? Ce ai făcut? Dacă ar fi acum să încep de la început, cu mintea care o ai acum, care ar fi top 3 lucruri pe care le-ai face? Băi, deci top 3 lucruri pe care le-aș face, nu pot să zic top 3, 1, 2, 3, dar zic 3 lucruri pe 3 care le-aș lucruri pe face. care le-ai face acum. Unul la mână, după cum ți-am zis, aș întreba. Aș întreba înainte de a face orice. Trăim într-o lume absolut senzațională din punctul ăsta de vedere. Trăim într-o lume în care orice întrebare are multiple răspunsuri și din care poți să selectezi că dacă ai minciucă de a încerca să faci ceva, ai și minciucă să știi, să sintetizezi ce se întâmplă. Mi se pare absolut senzațional. Plus că trăim într-o lume în care în domeniul ăsta al nostru, indiferent ce face cineva, au mai încercat să facă, unii au reușit, alții nu, există niște case study-uri pe care te poți baza, există niște eșecuri sau niște succesuri de la care poți porni. Deci asta aș face în primul și în primul rând. Aș întreba. Doi la mână,
cum să zic asta, să nu jignesc așa pe nimeni, nu aș crede foarte, foarte mult în tot felul de guru și de branduri extraordinar de mari. Deci eu îți jur că eu recomand foarte mult ora care știi, tu ești chinezul și ai făcut și nu știu ce. Zic, bă, nu crede toți papagalii cu brand. Așa cum și eu, că nu-i... Deci mare, mare rezervă. Știi de ce? Pentru că eu n-am făcut greșeala asta, dar eu mi-am văzut pe alții făcând greșeala asta. Nu s-a dus ca la pomul udat și au pierdut ani și bani și... Sigur că trebuie să iei experiență și de la ăla și de la ăla și nu știu, dar nu-l crede ca pe Iisus Hristos. Pentru că nimeni nu are rețeta ideală, nimeni nu are soluția minunată. Toți cei care au reușit cum au reușit, nu au reușit așa cum scrie în cărți. Că vai, dar tot a fost rău și nu știu ce și vai ce am știut. Ci extraordinar de mulți dintre ei au reușit pentru că au avut un noroc fabulos la un moment dat. Au încercat, Da, așa că o ce... ratat și până la urmă o Da, găsit că soluția. e ridicol să spun eu ție, să vii la mine să mă întrebi cum și eu să spun, bă, am avut noroc. Ai că dintr-o dată ești, ăsta e mă, adică ești mecher. Și atunci inventează tot felul de povești, nu știu, care nu sunt adevărat. Deci asta e un sfat, așa să zic, pe care l-aș da și de care eu m-aș ține foarte tare dacă aș începe așa. Și al treilea lucru pe care l-am învățat numai acum vreo 4 ani, din păcate, să nu confunzi ce faci cu viața ta. Asta e cea mai mare greșeală pe care poți să o faci. Cea mai mare greșeală posibil. Adică viața ta e viața ta și mulți nu-și dau seama că și este bancul ăla cu faci, nu faci, vremea trece, mă, știi? Cam așa. Aia trece oricum. Și atunci când, dacă ce faci tu în chestia asta profesională sau cum vrei să zici, e ceva ce completează extraordinar de bine, te completează pe tine ca om, e senzațional. Dar cu cât faci compromisuri mai multe, să lași viața aia profesională să se acapareze și tentațiile sunt fabuloase. Da. Hai să fac bani, să-mi iasă, să obțin nu știu ce job, să vai, dar e ca la Star Wars, mă, că Star Wars e filozofia adevărată. Deci te duci din ce în ce mai mult în The Dark Force și la un moment dat te trezești că o trecut și ani degeaba total. Deci asta e o mare, mare prostie. Eu când explic lumii, cum ți-am zis și mai înainte, eu la 6 închid ăsta și nu-i chiar nu dai nimeni. Deci la 6 după masă am plecat de la birou și nu-ți răspund la telefon. Bine, dacă ești a meu și te știu, nu știu ce, răspund. Ce vrei, mă? Dacă mă iei cu fii atent un proiect, nu știu ce, bine, îți dau una după ce faceți, pleacă ochii. Mâine, ne auzim mâine. Și Corect. weekendul la fel. Și lumea, dar e imposibil să faci așa ceva. Dar cum? Dar am clienți, dar nu știu ce treabă. Și eu n-am. Eu n-am clienți. Cum fac atâtea lucruri și uite că mi iese cu programul ăsta? Exact. Și ai timp de citit o carte, de ieși cu prietenii, de să te ocupi de familia ta. Deci ai timp de tine, extraordinar de important. Nu, business-ul este viața mea. Io, ce greșeală. Apropo de asta, este o teorie care zice că orice proiect se lungește atâta timp cât îi stabilești tu. Adică dacă nu-ți pui deadline, ora 6 am închis, vine, m-am oprit, o să se facă 7, o să se facă 8, o să se facă 9 sau o să se facă sâmbătă după masa. Deci dacă pui, recunosc că și aici încă muncesc la chestia asta, dar o știu și sunt pe cale să mă țin de așa cum faci tu, pui un deadline, te-ai oprit. Pentru că ai Absolut. nevoie de odihnă, creierul are nevoie de odihnă, mintea, tot, corpul și familia are nevoie de tine, până la urmă. Da, și să faci switch-ul ăla, când ai plecat de aici, nu te mai gândești la nimic altceva. Da, foarte bună, foarte bună Adică, pe extraordinar de important. Eu am reușit asta, deși, abia acum 4 ani, așa, mi-am dat seama că eu prostie ce fac și am lăsat-o moale și grozav. Absolut grozav. super, Adică, super. lumea mă întreabă, cum dracu reușești să faci atâtea? Pentru că am programul ăsta și pentru că Disciplină. știu că în programul ăsta trebuie să le fac. Deci, nu e foarte complicat. Disciplină, Dar până la dacă urmă. n-ai program, n-ai nimic, atunci zici, ai, că cumva le faci tu așa cumva în viața asta. Dar eu că știu că până la 6 trebuie să le fac. Apoi eu le fac. La mine nu-i cu, hai, poate mă duc acasă, nu. Sau poate mă duc la o bere. Ești nebun, am 3 copii acasă, cum să nu mă duc? Și o nevastă senzațională. Deci la mine nu-i că poate. Eu trebuie să mă duc acolo. Așa că până la 6 trebuie să mi le rezolv. Foarte Și bine. atunci poți. Ai un instrument sau o aplicație care te ajută să te ții de ceea ce ți-ai propus? Nu. Adică singurul instrument de organizare a task-urilor, nici măcar a task-urilor, ceea ce am de făcut, e Google Calendar, atâta. Atâta tot. În rest, funcționez, nu mi le prea las de pe zi pe alta,
Numele, și adică nu, ce să îmi pun un task, știi că trebuie să faci brief-ul ăla sau trebuie să faci contractul ăla și ce să îmi pun un task, că trebuie să-l fac astăzi, eu îl fac în timpul ăsta, adică dacă am, îl fac repede și îi dăm drum. Deci te apuci de priorități imediat, nu le tot amâni. Și îți Nu. prioritizezi foarte clar ceea ce ai de făcut până la urmă. Nu, dar asta e, știi, cu asta cu amânatul e... Moartea L-ai amânat pasiunii. odată, știi? S-a terminat. Da, Forever. Asta e știu. cu amânat. Fă-o repede. No, dar și aia, vai, dar nu sunt inspirat să scriu. Cum zic unii blog, dar nu sunt inspirat să scriu. Lasă-o să scriu mai încolo. Păi, când? Că nu mai scrii. Aia e faza, știi? Da. Și așa o fac în absolut orice. Deci eu le fac repede, repede, repede. Chiar dacă nu le fac perfect, că nimeni nu le poate face perfect. Am observat oricum că cu cât stai mai mult să o iei la pilă, să o pritocești, să nu știu ce, tra-la-la, cu atât mai mult îți crește exponențial timpul pe care îl petreci pentru niște beneficii sau plus valoare la Minimale. ce faci, extrem de mică. Adică aia deja o dai cumva în zona de psihologie, de, eu știu, chițibușăreală inutilă, știi? Lasă pe o Perfecționism. imperfectă, dar dă-i drumul, că trebuie să meargă treaba. Da, exact. Dă-i o variantă care e ok, dă-i drumul. Nu sta să fie perfect, niciodată nu o să fie perfect. Nu o să fie never, ever, ever perfectă și... Dacă un blogger vrea să te contacteze sau vrea să colaboreze cu voi, unde te poate găsi? Deci eu am formularul de contact pe blog, cristianchinabirta.ro. Eu, cum zic, am o provocare așa pe care o adresez tuturor. Nu cred că mi-ai dat vreodată un mail, dar să mi-l dai mie, nu? Pui cu BCC și stimați doamne, stimați domni, știi? Adică, Da, aia n-am ce povesti cu tine. ăla-i spam. Dacă mi-l dai mie direct așa, nu există unul care să spună că nu i-am răspuns sau n-am povestit sau ceva. Chiar dacă uneori e dur, pentru că am avut faze în care erau absolut aberanți. Era aberant ce-mi ziceau oamenii și am zis, bă, prietene, ești un bou. Da, ți-o spun, asumați și așa și nu știu ce, dacă te superi, e bine, dacă nu, nu. Unii s-au supărat, alții nu. Dar nu există să nu răspundem și să zicem, să povestim, în sensul că oamenii că doar aia face. Dacă o firmă vrea să apeleze la voi, la fel, pe La cristianchinabirta.ro. mine sau pe cooperativa.ro cu Cu K și capa. 2DO, cooperativa 2.0 la site-ul nostru, acolo imediat intră și de acolo e ca la dispecerea și trimite în funcție de solicitări și ajunge la fiecare Super. ce facem. Da. Deci două site-uri de ținut minte, cristianchinabirta.ro și cooperativa cu capa, Și 2DO. cooperativa.ro și 2o.ro. Super. Cristi, super discuție, multe Doamne. informații interesante, îți mulțumesc frumos, îți doresc o zi excelentă și la cât mai multe campanii fabuloase pe blogurile pe care le gestionați. Mulțumim, succes mult să ai și tu și vezi tu, pleacă la 6 acasă. Nu Am ce mai e. stabilit, da, la 6 închid. Mersi mult! Ciao, ciao.